Dar și de unde Q1 e paralel cu T1 T? Eluna? Vrei să chiar să mă subești? Nu știu la profesorul. Da. Și eu că suntem în stai secund. A revenit din nou la problemă, da? S-a schiat tot mică. Zim, ce întrebi? De unde știm noi că Q... Asta? Cu asta? Păi dacă zic perpendiculară. E acolo tot perpendiculare. Da, da, da. Gata, ia și-o revin. Înseamnă că ăsta e numărul de grade, ăsta e numărul de grade. Dacă îi vrei pe ăstea, sunt eu corespondente și așa. Da? Bun. Bă, până când și ei nu înțeles. Și acum... De ce-o înțeles? Și acum... Aria. Aria lui... Tâchiupă. Tâchiupă egală cu... Ai pornit din nou, da? Tâchiupă, da. Sunt desigur? Bun. T1 ori QP egală cu... Deci aria lui T... T... QP T1 QP T... Q... P... TQP, da, aria lui TQP, de care avem nevoie. Ba, da, mulțimea spre 2, nu? Da. Asta vrei zici. Da, și... Baza QP, adică 15. Ori TT1. Ori TT1 ăsta, supra 2. TT1 nu știu. Nu știu. Nu putem afla aria. Și la celălalt e T1 ori... La celălalt? E T1... Aria la trapez, vrei tu? Baza mică plus baza mare, înălțimea spre 2. Așa, baza mică. Și știi baza mică, baza mare. Baza mare o știm, baza mică o știm, nu știm înălțimea. Da. Supra 2. Și mare parcă se cu înălțimea. Mare problem cu înălțimea. Hai, dar tu ce tu ești la mine? Uite la problemă. Păi spune și că fără mine. Da, exact. Tu spui, bateți-vă capul, faceți ce vreți acolo, dar eu nu am treabă. Păi dar ești pe spune, tu nici nu-ți dai seama ce de mare ajutor ne ești dacă vrei să te trebuințezi. Deci de mare ajutor ne ești. Ești de mare ajutor. Hai, te rog. La gătit. Ce vrei? Când ai pronunțat cuvântul gătit, la gătit. Da. Să nu uităm ce ne întreabă problema. Cât la sub? Adică să vedem de câte ori ar merita, de câte ori ar intra area trapezului în area asta, nu? Uh-huh. Ar trebui, area triunghiului în area trapezului, de acolo da. Să ne dăm seama. Să facem totuși, trebuie să găsim. Nu știm înălțimile. Nu le știm. Aha. Uh-huh. Nu mai este dat un element în problemă. Ba da, poate nu mai putea spune că problema e greșită. Ba da. Păi putem spune, dar nu avem nicio logică. Ceva trebuie să vedeți. Atenție, mult, nu știu sfârșit. Ascultați. Sfârșitul e aici, la, când termină problema. E sfârșitul tău. Atenție. Știați voi că... Hai să scrim area triunghiului mic supra area triunghiului mare. Corect. De ce? Are, că triunghiurile astea sunt asemenea. Da. Triunghiul QTP este asemenea cu triunghiul ăsta, nu? Și știm ce e raport de asemănare. E raportul de asemănare 15 pe 45, adică 1 pe 3. Uh-huh. Ia să scriem chestia asta. A, și 1 pe 3 la sub 2? Nu știu. Nu, hai să vedem, nu e așa, mamă. Mă grăbi foarte tare. Numai pe baza observației să încerc și pornesc problema, Miruna. Da? Pornesc de aici. Ce zicem? 1 pe 3, da. Miruna, triunghiul, triunghiul TQP, TQP, am spus că e asemenea cu triunghiul TMN. TMN. Și atunci, raportul de asemănare între laturi se duce și dacă duc o altă secantă prin vârf. Uitați cum am dus pe TMN. Și câte vrei tu, că pentru că paralelele astea, dacă iau triunghiul T, M, L,
să zic aici, yes, locul în taie, am dus-o la întâmplare, triunghiul TQL cu TMS este asemenea. Corect. Din același motiv. Pentru că M, pentru că QL e paralelă cu asta. Corect. Și în parte, deci în felul ăsta, paralele, am discutat într-o seară despre paralele echidistante, da, ce da, chestia da. Da? Și deci, oricare secantă sau duce împărțită de către paralele și este în segmente proporționale. Da. Raportul, adică și înălțimea asta, pe toată înălțimea... Raportul la lor a două triunghiuri asemenea este egal cu raportul de asemănare. Egal cu? Da. Nu ai citit bine. Cu pătratul raportul. Nu ce bine. Da, dar hai și vreau să ajung. Să ajung ușor la tine să vezi că, într-adevăr, așa este. Da. Este ea marea baza înălțimea supra 2, baza înălțimea și atunci înălțimile acelea din cu pătrat raportul de asemănare. Da? Mai insist? Da. Deci raportul care? Raportul la arilor. Raportul la arilor. Raportul la arilor. Cum adică raportul raportului de asemănare? Pătratul cu pătratul. Omul de seama mă coștire. Da? Egal cu pătratul. E 1 pe 3 raportul, nu? Da, de și pătrat, la pătrat. 1 pe 3 la pătrat, adică 1 pe 9. Pătratul fracției. 1 pe 9. Da? 1 pe 3 la pătrat și 1 pe 9. Așa. Pătratul raportului de asemănare. Deci cu alte cuvinte. Mergem pe rezultatul ăsta sau mai mult? Da, da, da. Aria lui. Cum scriem, domnule? Muncim, da? Nu muncim! Mai muncim. Deci, aria triunghiului TQP, da. TQP supra aria triunghiului TMN egal cu 1 pe 3 la 2. TMN egal cu 1 pe 9 la 2. Egal cu 1 pe 3 la 2. Da? Totul la 2. Adică 1 pe 9. Da? Și egal cu 1 pe 9. Și acum? Păi da, nu, aria, exact, nu, nici acum aria, întoarcem raportul. Trebuie față de aria sigur, trapezului, nu așa. Față de aria celuilalt. Păi scadem, scadem. De aria lui triunghiului TMN supra invers, întoarcem raportul meu. Aria triunghiului TMN da. Supra aria triunghiului TQP da. Egal cu 9. Da? Deci aria triunghiului, nu, aria lui TMN. Se spune ca fiind ce? În loc de aria lui TMN, poți să spui aria lui TQP plus aria trapezului. Deci de aici rezultă că aria triunghiului TQP TQP plus aria trapezului MNPQ da. Supra supra aria triunghiului TPQ este egal cu 9, da? Da. Distribuind numitorul 1 plus aria lui MNPQ supra aria lui triunghiului TQP egal cu cine miruna? Cu 9. Ba nu. Dar cu 9. Da, cu 9. Am zis la cu 9. Numitor, da. Da. Scădem în 1 și înseamnă că aria MNPQ supra aria lui triunghiului TPQ este egal cu 8. Nu? Da. Atât, da? Să ține minte foarte... Deci 8 triunghiuri intră în... A, așa, 8 triunghiuri de PQ... Ăla intră în trapez. Intră în trapez. 8 triunghiuri. Și pe la 100, asta cum e 8. Nu. Nu e asta, asta 8 e ori 100 sau cum era? Pe la 100 era P ori M pe 100. Cum? Pe la 100 e egal cu... P ori 100 pe 8 sau ceva de genul ăsta. Deci am aflat lucruri importante. De câte ori, de câte ori intră TPQ, TPQ, trapez. 8 pe 100. 8 pe 100. Nu e adică, nu știu ce sunt. Sau 100 pe 8.
Sau 800 pe 100, zic eu. Nu, e gata, suntem 800 pe 100. Mai, hai să ne descurcăm, hai să vedem. Zice așa. Cine pe la 100? 8%. Cât la 100 din area trapezului reprezintă area triunghiului? X ori P supra 100. Păi trebuie să facem ceva, nu? Trebuie să vedem. Hai să dăm la ghicea aia. Hai să vă zice că la ghicea aia, ceva era cu tot. Toată cu tine și eu nu mi-am descurcit. Sunt într-un moment de asta. Ceva trebuie să faci. Da, să știi. Nu! Da! Da! Să ne sune! Să ne sune prieteni. Da. Sunați-ne! Nu, eu vreau să vă invit un pic să încercăm așa, cu simțul practic al nostru. Nu, Miruna, vreau simțul să... Simțul practic, nu vreau. Da, simțul practic nu știu pe... Parcă era ceva cu X ori minus, ceva de genul ăla. Deci era așa. Stai, nu vă percepem. Deci era așa. Stai. Uite-te mai repede! Pe la 100 din 240 e 60. Ai înțeles tot. Pe la 100 din... 240 e 60. Pe la 100 din... Bă, dar nu te da din gol. Fii și tu mai subtilă. Nu, pe la 100. Nu, zici ceva bine. Zici ea ceva, dar... Dar nu bine. Așa scrie. Hai să ne uităm, o să zic că gata, nu mai... Nu mai e pățani, a? Nu mai jude la ora asta, gata. Eu vă zic, doamne. Atâta pot să vă zic, pe la 12,5. Gata, am aflat 12,5. 8-a parte dintr-o 100%. Gata. Ce e 8-a parte din 100% e 12,5. Gata, e 8-a parte. E 8-a parte din 100%. Păi n-am aflat de 8. Păi mai trebuia să vă încercăm. N-aveți răbdare să vă urmăriți. Trebuia să gândim așa. Dacă trapezul le prinse 100%, 100% corect și asta e 8 aparte. E regulat de 3 simplu, să vedeți în raport. Dar nu e că 100%. El întregui, da? El întreg. Da. Că să vedem cât ăsta mic, de câte ori intră în ăsta mare. Așa. De 8 ori. De 8? De 8 ori cum reprezintă ăsta, de câte ori intră în 100%? De 12,5 ori. Da. A zis bine 8 pe 100 pe aici. 8 ori? Ai zis așa. Bun, atunci când ai calculat un procent la 100 dintr-un număr, de exemplu 5% din 50, scrii procentul supra 100, 5 supra 100 și mulțești cu numărul din care trebuie să afli procentul. În cazul procentului mare de 50, ai de 5% 5% ori 50 sau numărul din care extrag procentul să obții rezultat. Sper că ai înțeles. N-am înțeles. Sper. Bine, sper. Uite-te că acolo spun că vrei să ai cât la 100 dintr-un număr. Exact. Ți se dă numărul. Da. Dar noi avem acum raportul. Știm de câte ori intră cel mic sigur, în cel mare. Sigur că da. Unul și mai deștept. X la 100 egal cu X supra 100. Da. Hai să vedem așa. Deci uitați cum facem. Uite cum. Uitați-vă. Deci, am înțeles tot. Aria lui M, M pe Q. Puncte, prin regula 3 simplu, v-am amintit că era? Nu! Deci e aia. Băi, am uitat! Nu mai amintesc. Dar am făcut la directa proporționalitate și inversa proporționalitate. Nu mai știu. Suntem nobi. Deci, dacă trapezul ăsta reprezintă 100%, nu? Da, 100%. Da, atunci aria triunghiului M TQP este egal cu cine? Cu X. X. Cu X la 100, că nu știm cât e raportul. Da, da. Nu? Și X la 100. Dar de ce area lui MNPQ 100%? Pentru că este întregul. Este întregul și noi trebuie să vedem de câte ori întregul ăsta. Știm de câte ori se cuprinde, nu? Știm de câte care e raportul de proporționalitate. De câte ori se cuprinde? De 8 ori. Deci când fac acum raportul proporționalitate dintre astea, deci înseamnă că aria lui M, M pe Q supra aria lui triunghiului T, Q, P, care știu că este, cât valoarea asta e 8, egal acum cu cine? 100
la 100 pe x, da? Da. Și atunci un 8 egal cu 100 pe x. Și îl schimbăm pe x cu 8, Miruna. Adică x egal cu 100 împărțit la 8, care face 12,5. Gata. La 100. Că aici este procentajul de pe la 100. Am aflat. Da? Suntem boieri. Deci, în clipa în care am gândit ca proporție să o vedem. Și atunci raportul lor, raportul și aici, și am vorbit 100 pe x, nu? Egal cu 8 pe 1. Și atunci, iată, am găsit că e 12,5. Ce am vrut să insist la problema asta? Like și share. Vreau să vă fac să înțelegeți că în anumite momente, când nu aveți idei, încercați să faceți prin simțul practic. Da? Din simțul practic, telefonul. Ți-ai văzut cum te-a ajutat la telefon. Apelăm un coleg. Da? Apelăm un coleg. Dar dacă tu înțelegi acum ce a însemnat că vezi mai bine mă uitam trapezul ca fiind întregul 100% și ca să vezi a câta parte, care e procentul din 100% al triunghiului raportat la el? Tăchiu, bă, nu e 100%? Tăchiu, bă. Mamă, el intră de 8 ori în mână pâlchiu. Ăla marele. De unde știi, uite acolo, mamă. Aria lui mână pâlchiu, supra aria triunghiului pâlchiu, este un 8. Da. Adică de 8 ori aria triunghiului e egal cu aria trapezului. Dar nu știi aria lui mână pâlchiu egal cu 100? Alo? Mână pe... Egal cu 100? Da, domnul profesor Teșan. Păi, l-am zis, fiindcă eu raportez pe ăsta triunghiul tăchiu pe raport cu mână Q, mână pe Q, înseamnă că îl surprind că ăsta să fie 100%, că el este întregul. Da? Față de el îl raportez. În raport cu el să face discuția. Adică triunghiul intră de 8 ori în trapez, mamă. Da. Adică trapezul e 100%. Da. Și acolo X, de ce nu e 8? Păi nu știu procentul. Dar nu știu, tocmai trebuie să-l aflu pe X. Pe X să știu. Și eu fac mărimile, proporționalitatea mărimilor în șef, să știu. Da? Știu că ăsta în raport cu ăsta e 8. Că noi știm raportul că l-am aflat noi. Că în momentul în care scriam 8 pe 1 egal cu 100 pe X, era o anunțat așa un rezultat fără să înțelegi deloc nimic din el. Împărțim pe 100 la 8 și găsim 12,5. Dar care e motivul? Pentru că intră de 8 ori triunghiul în trapez. Da, dar asta este. De 8 ori intră triunghiul și trebuie de văzut. De aceea pe el l-am văzut ca 100% și să vedem ce coeficient de proporționalitate am raportat la trapez. Deci de aceea trebuie să fac la proporția asta. Și prin așa... Noroc de prof. La școală mergem în bris. Brici, da. Dar mai sunt două săptămâni până când. Două. O săptămână. Haideți să vedem și aici ce a fost important. Like și share, păi, varia cu varia. Problema a fost deși ca asta. Da, cum am învățat, cum învățăm să facem, la facem o corecția unei probleme, da? Să corectăm o problemă. Nu mai facem. Deci, nu știi la ce, nu știi ce, îți pare rău că e venit te văd așa de... El vrea la algebră, că știi că acolo e bun. Da, dar nu este sociometrie. La sociometrie e venit. Ia uite aici că sunt probleme. Dar profesor, întâlnim luni, nu? Păi stai să vedem dacă ajungi la București. Eu ajung și funcții de asta, în săptămâna care vine, vreau să ne întâlnim, da? Numai că... Toate săptămâna ne întâlnim, au zis, mama-i comandă, gata, se execută. Da, gata, eu n-am test. Dar bine, eu știu că sunt singură, doar cu mine... Mirmei convine din singură, să știi. Doar eu grăbesc, trebuie să mă grăbesc. E mai bine așa. Exact, la secundarea, nu? Exact. E de cele mai fericite, știi? Că numai ele sunt întrebați, eu sunt nevoite să fie atenți, să duc soluții. Câștig noi 100%. Exact. Uite asta, înțeles bine procentul. Da. Tu de 8 ori îi doroți. Așa. Deci să vedem la problema asta, momente importante, da? Momente importante. 1. Corectarea problemei. Da! Da? A fost greșit că s-au fost simțit la autor.
Deci Q pur nu Q-nă. Da, da, dar vezi că din asta le țin două ori sau nu. Da, mă, dar proful la test nu văd o problemă greșit. Da, da. Este mare răspundere. Exact. Să-ți aruncă o dă două puncte pe aceea pe gratis. Normal, dacă o greșești. Sigur că da, adică ți-o păzba timpul ca să descoperi greșeala, nu se poate. Da, dar aici ce chestie foarte importantă trebuie să fie ținut pe aici. Că n-ai din la bun început cum să știi că e greșită, da? Da. Dacă rămâne o relație nefolosită în tot ce încerci tu să elaborezi ca raționament, da, atunci te întreb de ce mi-a fost dat asta. Corect. De ce Q nu a fost dat în problemă când mie nu mi-este deloc folos? Poate zici mai departe. Da. Dar nici mai departe, da. Nici punctul A, nici punctul B rămânea aruncată de aiurea. Și, doi, nu puteai înainta în problemă. Orice încercai în problemă... Da, ați încercat Thales, teoria fundamentală a asemănării, ați încercat. Da, tot, 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 tot. Deci vă mărturisesc că de la bun început eu am văzut aruncat aiurea. Și de ce aiurea, nu mi-ați spus? Pentru că trebuia să vă duc pe voi pe drumul acesta ca și voi la rândul vostru să vă puteți permite să faceți corecția. Și când să o faci? Era adică problema următoare. Eu de unde să știu că este greșit? Sau că nu știu poate eu să fac problema. Da, 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 păi, tocmai. De asta am insistat eu. Poate tu spui așa, n-am eu idee, nu-i pune ideea mea. Dar când tu ai plecat la semănare și sesizezi că nu poți duce un raport, nu-l găsești la rapoarte, Miruna, la proporționalitate când scrii asemănarea triunghiilor, trebuie să se întâmple ca unul din rapoarte să fie cunoscut. Ca numai atunci poți să faci problema. Te întorci și insisti încă o dată. Mai poate merge fundamentala. Dar să știi că te au tales cu fundamentala, sunt mână în mână. Da? Am și demonstrat asta. Sigur că da. Doar de la tale sunt și până fundamentala. Și atunci începi să ai suspiciune asupra problemei. Ceva nu e în regulă cu problema. Și când vezi că asta rămâne tot timpul deoparte și nici cum nu vei folosi mai departe, simți că nu... Iar la perimetrul acestuia, pe perimetrul acestuia, nu te poți agăța decât dacă ai una din laturi cunoscută, cu alte cuvinte. Ca atunci când scrii QP supra mână, să ai valoarea raportului cunoscut. 15/45. 15 dată așa aruncat aiurea, nu folosești la nimic. Mai departe, problema cu ariile nu intra deloc decât după ce a avut asemănarea. Că aici, da, în momentul al doilea foarte tare la punctul B, raportul de asemănare egal cu pătratul raportul ariilor egal cu pătratul raportului de asemănare este un rezultat foarte clar. Știind acest lucru, încă o dată ți se întărește convingerea că trebuie să găsești raportul de asemănare. Și tu n-aveai decât latura asta aruncată aiurea. Deci, corectarea problemei a fost una din chestiuni importante și când se face corectarea? Atunci când ești sigur că în problema nu înaintești, ai o relație deja aruncată aiurea. Da? Informații pe care nu poți folosi. Deci ai o informație pe care nu poți folosi și atunci faci corecția care ți se... Crezi tu că ți iese de folos. Și deci n-am notat, Miruna, că TP ar fi. Am zis că Q a fost, dar Q nu da, dat. Și eu am nevoie de QP. Am folosit o literă. P-ul cu T-ul, P-ul cu N-ul l-am locuit. Pur și simplu. Deci nu m-am dus la TP să zic că este 15. Poți să zic, puteam să zic și TQ că este 15. Dar m-am dus la QP pentru că autorul a zis QN și am zis, în mod sigur, l-a greșit pe N cu P. Ați înțeles care a fost... Și era mai lungă, nici nu putea să fie de 15, vedeți când ai 24. Sigur că toate elementele mă îndemnau să cred că așa trebuie să gândim. Și litera Q prezentă și nu putea să fie asta de 15, că... Multe lucruri care... Da. 15 și asta 18. Corect. Pe urmă, asta 24. Ceva nu mergea în raționament. De aceea, corecția s-a făcut. Doi. Al doilea. Am aflat
repede perimetru, cam știu. Perimetru o mergi foarte rapid. Și asta cu raportul arilor. Da, raportul arilor. Și cât e pe la sute? Da, stai, ajungem. Raportul arilor, că dacă n-am... Ați văzut, nu știam înălțimea, nu știam... Bă, egal cu pătratul raportului de asemenea. Pătratul... raportului... de asemănare. Da. Trei, a treia chestiune. Asta cu la sută. Da. Afarea procentului, fără să ai, iată, informațiile prezente în mintea ta la momentul ăsta, cum să fac? Căutai o formulă. Deci nu mai căutăm formule. Vrem să înțelegem fenomenul. Nu putea să spun aici că procentul este de 120%. Era mai mic raportul. Triunghiul ăsta nu mergea de nu știu câte ori în trapez invers, nu? Adică nu era mai mare area triunghiului decât area trapezului. Era invers. Invers. Și atunci așteptam... Regla de 3 simți în raport. Da, 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 da. Deci formula de... formula de găsire a valorii procentului formula de găsirea valorii procentului nu prin ceea ce înseamnă formula directă, ci printr-un raționament. Adică, am zis cum, aria lui MN P, Q, reprezintă 100%, da? Adică întregul, da. Aria triunghiului M, TQP, TQP, X%, da? X%. Și atunci, X egal cu... aici valoarea așteama raportul acesta că este 8, nu? Uh-huh. Și atunci 8 egal cu 100, nu? Supra X. Da. Și X-ul va fi... Deci 8. 8 egal cu 100 supra X. De unde X ăsta egal cu... Cât vine X egal cu 100... 100 împărțit la 100 supra 8. 12,5. Da? 12,5 la 100. Asta trebuia să... Procentul. Da. Raportul. Cât... la 100. 12,5%. Corect. Pe la 100 din anii reprezintă așa. Corect. Domn profesor, da. Ne vedem luni întâi la un telefon. Copii, da. Zi azi, nu uitați de like. Like și share. Sau ceva de genul ăsta. Sau ceva de genul ăsta. Bine, copii. La 10. Da, vreau neapărat să te vezi. Da. La revedere.